Război în Ucraina joi, 14 aprilie 2022, ora 20:12. Hotnews.ro. Președintele francez în exercițiu Emmanuel Macron și-a justificat joi decizia de a nu folosi cuvântul genocid împotriva lui Vladimir Putin, apreciind că o escaladare verbală nu va ajuta Ucraina și ar putea antrena o intervenție a Occidentului în război, relatează AFP. Emmanuel Macron, Irina Iacovleva, TASS, Profimedia. Șeful în exercițiu al statului francez a anunțat, la postul France Bleu, că a discutat joi cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky. Zelensky a declarat miercuri că refuzul lui Macron de a denunța un genocid în Ucraina este foarte dureros. Cei doi șefi de stat urmau să discute din noi joi seara, a anunțat Macron. Cuvântul genocid are un sens și trebuie să fie calificat de către juriști, nu de către politicieni, sublinia Macron într-o vizită într-o regiune rurală la Havre, în Seine-Maritime.